ceremonie festivă astăzi la Universitatea din Craiova. Conducerea instituției academice i-a acordat titlul de doctor honoris causa academicianului Basarab Nicolescu, fizician și filozof cu largă recunoaștere internațională, personalitate a științei și culturii românești din diaspora. Cercetarea din domeniul fizicii cuantice devine astfel punctul său de plecare în filozofie. Criza contemporană ne obligă la o regândire a valorilor. Avem nevoie de o schimbare de paradigmă pentru a ne reîntoarce la ființa integrală a omului. Pornind de la reconstrucția ideii de realitate inspirată de fizica cuantică, filozoful Basarab Nicolescu ne invită astfel la depășirea ideii omului unidimensional. În acest sens, el refuză să accepte dicotomia științei exacte, științe umane, materie, spirit, știință, religie. Omul este un întreg și cunoașterea sa trebuie să fie unitară, dincolo de specializările inerente. Acesta este, de fapt, și mesajul său filozofic fundamental care vizează integralitatea, ideea de transdisciplinaritate. Vot bonum fortunatum felicit senatus universitatis craiovensis, rectore magnifico Dan Claudiu Dănișor, profesore publico ordinario, sum omnium plausu decrefit, ut illustrissimum dominus Basarab Nicolescu in corpus doctorum universitatis honoris causa recipereturi. In cuius rei fidem, hoc diploma conscribetum censuit. Membru al Academiei Române, laureat a numeroase premii și distincții internaționale, Basarab Nicolescu este recunoscut în întreaga lume drept inițiator al transdisciplinarității ca metodologie de cercetare și înțelegere a realității. Misterul ireductibil al lumii coexistă cu minunile descoperite de rațiune, necunoscutul penetrează fiecare por a ceea ce este cunoscut, dar fără cunoaștere, necunoscutul nu ar fi decât un cuvânt vid. La propunerea rectorului Universității din Craiova, Dan Claudiu Dănișor, academicianul Basarab Nicolescu a acceptat să participe la festivitatea de deschidere a următorului an universitar și să țină un discurs. Cred că prezența unor oameni care înțeleg universalitatea cunoașterii, care înțeleg această zonă terță și care pot să imprime o tendință nouă studenților noștri, este esențială pentru evoluția acestei universități. Așa că să vă rog într-o dată, domnule profesor, să acceptați invitația mea pentru deschiderea anului universitar următor. Eu mă bucur că Universitatea din Craiova are în rândul comunității academice un astfel de om. Vă felicit încă o dată pentru tot ce ați făcut până acum, vă doresc mult succes în continuare și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Festivitatea de decernare a titlului de doctor honoris causa marchează debutul unui întreg șir de manifestări prilejuite de celebrarea Anului Internațional al Luminii 2015, manifestări care îl vor avea în centrul lor pe academicianul Basarab Nicolescu.